Salut, azi citim perle de la BAC. Da, bă, că ești foarte entuziast pe partea asta cu perle. Pentru că suntem extra valoroși, o să citim numai perle azi. Da. Știi că perle... Perle s-a făcut discu aici. Da. Citești una tu, una eu, până ne plictisim, da? Simți legit. Așa că felicitări tuturor celor care au promovat BAC-ul anul acesta și pentru cei ce au scris perlele astea, ne pare rău. Și mai este și la anul. Îți dai seama că am ajuns să cităm oameni care nu promovează BAC-ul? Da. Asta e în țara asta. Hai. Așa nu. E modelul așa nu. Arghezii este un Iisus care face din venin miere și din mucegai și noroi bijuterii. Iisus e cu o singură ei. Oratorul apărea plutind și îmbrăcat în mare fel. Prietenul lui dădea din picioare când trebuia să termine. E o scenă dintr-o piscină. Se termine turul la piscină. Da. În cimitir toată lumea dormea. Psicriile, coroanele, amorul, iar mortului îi atârnau aripile. Testament este impresionantă prin faptul că se inspiră din alegerile electorale din 1881, iar Caragiale prezintă prostia românească din politică, care este și acum. De când a intrat Caragiale în toată povestea asta? Așa. Spune, știu pe cineva. Da, nu scriu eu. Secvența dată arată că ăla era cam fricos și nu vrea să se facă de cacao în fața lumii. Asta vrea să arate că e bine să spui ce crezi. Adică... Frumos, bă, geagichii, cum ar veni. Nu te faci cacao așa înscris. Nu e bine. Crypto era virgin și nu știa să se comporte cu Lapona. Îi dă niște muri, poate, poate. Și apoi îi dă și vin să profite unii de alții. Asta făcea bani din Bitcoin. Textul cere să vorbesc despre discurs și eu nu știu. Dar citesc niște fraze unde reiese cuvântul discurs. Păi, decât nimic, adică, da. Bine că o recunosc cu cuvântul. Blaga face parte din seria prozatorilor care a reușit să impresioneze cu estetica urâtului și că se săturase de urât și vrea ceva mai frumos în viața lui. Practic o răbufnire, o răbufnire a ceea ce ținea ascuns în el. Și scris niște poezii. Soarele înseamnă înălțime în lumea cochetă. Ființa gingașă voia să cocheteze ca Ela, ca Otilia, ca Victoria Lipan. Știi ce mi-a lipsat? Lipan Țăndăric. Uite, asta e de la Abi, fii atent aici. Una de la Abi. Vestimentația era șmecheră și aparte, arată că are bani. Banii i-au ajutat să aibă țoale trăznet. Ce bine mă simt, Nadi, da și... Foarte frumos. Zic eu. Iubirea lui Bacovia pentru Cavou este sus. Cavou este iubita lui moartă de câțiva ani. Repet. Scrie așa, repet acolo? Nu. Cavoul este iubita lui moarte de câțiva ani.
care suferă enorm și stă lângă cimitir și așteaptă probabil să învieze. Mamă, frate, asta o tras ceva. Deci nu mai e cum să ne... Dacă Arghezi scrie o poezie, Ioan Barbu scrie alta, diferită. Ca să nu-i confunde lumea. Ce te-aș bate? De aceea stai la vezi pe ce aș bate. Exact. De ce scrie aia? Tristețea și iubirea sunt la înălțime pentru Călinescu, care a scris Riga Cripto și a transmis-o apoi și în romanul de mare, mare întindere, Enigma lui Otilia. Asta băiat era manelist. Ia pentru Otilia se știe. Eminescu a fost poet doar cât a trăit. În rest nu știu meseria avea. Că-s bune, ca și glumesc bune. N-ai cum, adică... Oamenii ăștia s-ar putea să aibă un viitor și așa. În stand-up. La ce stand-up se face zilele astea? Este să ții un discurs dacă ai de câștigat ceva. Altfel nu se merită să vorbești ca fraierul pentru niște oameni care nu te ascultă. Este sau nu este? Este! Este! Cât credeți că mai putea îndura Riga să nu o vadă pe ciuperca la Pona? E normal să o iei razna, era tânăr, voia gigiuleală. Fără asta, nu pot spune că e iubire. Deci ăștia n-au o coerență. Ceva mai simplu de digerat. Orator înseamnă să fii bun la oral. De ambele părți. Un răspuns excelent! Specificat de ambele părți. E bine să se știe că ăștia au greșit exercițiul. Nu există perspectivă narrativă, textul aparține genului dramatic, iar doamna la clasă a zis că o să avem indicațiile scenice. În fiecare an se greșește. Ce-a fost aia? Întrebare sau semnul exclamării? A fost un fel de întrebare, semnul exclamării. Că... Nu, 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 băiatul ăsta e revoltat. În fiecare an să greșești? Da. Adică, pe modul... Ce perspectivă narrativă e? Ce mă pui tu pe mine să scriu? Să regi? E acolo, băiatul. Ăsta e unul de ăla, militant. Și? La Pone îi plăcea viața, vrea alt bărbat în viața ei, nu un prostănac ca Cripto. Și cu asta am terminat. Deci ce să vă spun, la final de ediție... Ca o concluzie la perele astea frumoase... Pe, știi cum se spune, cu bac sau fără bac, semințele același gust are. Yeah!